Am supraviețuit 25 de zile pe Minecraft Hardcore. Am supraviețuit 25 de zile pe Minecraft Hardcore în deșert. Deșertul este un loc destul de riscant și greu de supraviețuit din el, pentru că nu ai nici copaci, nici mâncare. Și noaptea va fi destul de periculoasă. Însă, în acest videoclip voi avea următoarele scopuri. Să mă fac un fier, să fac o fermă de iron, să-mi fac o casă de început și să obțin totemul nemuririi. Dacă vrei să vezi încă 25 de zile, lasă un like, un subscribe și un comentariu. Așa că acestea fiind spuse, așează-te confortabil, pentru că urmează o adevărată aventură prin deșert. Nu, uite că de-abia o răsărit și soarele ăsta. Avem un început promizător cu un templu acolo, dar nu e cea mai interesantă chestie un templu, că na, până la urmă suntem în deșert și găsim o grămadă de temple. Dar problema o să fie cu lemnul, că de la nu găsim. Nu găsim deloc. Temple, Doamne ajută, găsim că suntem în deșert, dar în deșert nu găsești lemn deloc. Da, o să fie o aventură. Lemn și mâncare. De mâncare mai fac rost, mai fac rost, nu știu, mai fac o fermă de iepuri, de bine de rău. Mai fac ceva, mai, nu știu, mănânc rotten flesh. Tot mănânc ceva, dar lemn nu știu de unde scot. Decât bețele astea, dar în bețe nu pot face lemn. Eu avem ăsta aici și vreau să mă duc acolo jos și o să am nevoie de puțin nisip ca să cobor până acolo. Mai sper să ne ajungă asta. Nu știu, ce modalități de a găsi lemn avem. Păi odată până chesturi, dar nu știu până ce fel de chesturi o să găsesc eu lemn. Poate să găsesc un mineshaft. Azi, de zile pe Minecraft Hardcore. Trebuie să iau patru neapărat și uite o ruină de asta, portal. Mă, dar e îngropată cu totul aici. Da. Păi atunci cred că vin altă dată. Și uite și un sat acolo. Să sperăm că găsim ceva pe acolo. Cel puțin mâncare ar trebui să găsesc. În cel mai bun caz să găsesc ceva pâine sau morcovi în chesturi. Că așa dacă voi găsi, nu știu, hayberurile alea, cu alea nu fac mâncare. Că o să am nevoie de hayberurile alea ca să fac roz emeralde. Că atunci când o să dau un wandering trader, să am să-i dau emeralde pe niște sapling-uri. Dacă dă sapling-uri, că nu știu sigur dacă dă. Dar mi se pare că dădea. Uite, am putea face ceva cu sătenii pentru mâncare. Care ar fi și asta o idee. Nu știu, ceva, o fermă de wheat automată sau ceva de genul. Să ne facă ăștia wheat. Dar mai durează până acolo, până la creație cu săteni. Ai auzit, băi, nas? Ei, te rugi, mă. Ai auzit, băi, la ce cu nasul ăla așa mare pe tine? Tu știi că n-ai voie să ai nasul așa mare? Ok, hai că am lăsat și săteanul ăla în pace. M-am dus să mai luat ce am mai luat, niște wheat de pe acolo. Am mai adunat un crafting table și un pat. M-am minunat puțin de soat și am plecat mai departe în căutarea unei noi oportunități de a găsi lemn. No, uite mă încă o piramidă de asta. În ziua 1 am făcut foarte multe, ce-i drept. M-am plimbat degeaba, că în rest n-am făcut mai nimic. A, măcar am găsit două piramide și un sat. Tot e un început și ăsta. Pentru ziua 0, nu ziua 1. Ziua 1 va fi mâine, după ce dorm o noapte. Și am luat și piramida asta, însă am avut o mică surpriză când am ieșit afară. Mamă, ce urât face ăsta. Nu l-am mai auzit de mult. Ne mai fiind până deșert, mai ales noaptea. Nu l-am mai auzit de mult pe ăsta. Trebuie să mă culc. Ai. Culcă-te repede până vine ăla. Hai. Perfect. Iar acum hai să-l batem cu bățul. Ieși. Sau nu, chiar cu osul. Batem cu osul, nu cu bățul. Ieși. Nu mă atinge că tu dai mult damage. Dar poate-mi dă și mie lopata aia, dar vreau să-l bat. Ar fi interesant lopata de iron. Ha, mi-a dat. Nu mai stau și după tine, mă. Du-te, Doamne, nu mai stau după fiecare în parte. Lăsați-mă în pace. De asta ar fi o zonă interesantă, mai ales că sunt și aproape de satul ăla, de templul ăla, de ambele temple chiar, de ruine aia de portal, la care nu am stat să caut chestul prea mult, că era îngropată, și asta sper să fie puțin mai dezgropată față de aia la altă, să găsești o chestul ăla, că nu stau să se pătra nisip degeaba, și da, pare puțin mai dezgropată asta. Aoleu, câta cave-ul! Dar nu e mare, mă, e mic asta, e mic. E, vai, Doamne, cât a e. De ce e așa mare? Cine s-o gândi că ar fi o idee bună să fac un cave atât de mare? Mie nu mi se pare o idee bună. Aici, pe lângă portal, așa ar trebui să fie ceva. Exact! Uite chest-o.
Hai că data asta am avut noroc și l-am găsit destul de repede. Obsidian, flint, așa, niște iron și pickax. Aia zic, tată, am găsit pickax. Un pickax cu eficiență 4 chiar. Și uite, cu asta putem lua niște cobblestone acum. Nu mă duc în mina asta pentru că e prea mică, frate. Adică asta e prea mic. Nu, n-ai, n-am, nu mi-ajunge atâta stone. Eu am nevoie de mai mult. Uite, de exemplu, aici, la lacul ăsta, lavă. Și mișto că l-am și găsit aici, așa de aproape. Dar eu am nevoie de mai mult, frate. Eu am nevoie de mult mai mult. Să ne facem frumos aici o treabă de asta, dar ne facem puțin mai încolo, că vreau întâi să mă stabilesc undeva ca să nu las eu un chest ceva, cam inventarul plin, unde alta. Mina era prea mică acolo, am găsit-o pe aia așa mai mare și de acolo am avut de unde să iau trei bucăți de cabă, spun că de acolo nu aveam de unde. Era prea mică. Nu aveam cum să cobor până acolo, erau și mobi pe acolo, nu avea niciun sens. Bine, știu că avem lava aia acolo, o să ne prindă bine, mai ales că asta de început vreau să fac din smooth sandstone. Și smooth sandstone-ul se face din sandstone prăjit. Și nu o să am eu cărbune să bag la furnace. Uite și niște apă, interesant pe aici. Așa că vom folosi lavă. Și mi se pare că lava prăjește mult mai mult decât chiar un bloc de coal. Bă, interesant pe la setine. Uite încă o lamă, o cămilă. Doamnă cămilă, stați așa. Mamă, urai cu cămila asta de sări cum sare. Nu poți să sar cu ea, mă? Trebuie să ia așa, pe cât un bloc. Mamă, la cât aie. E, și merge sub ok, adică nu e cea mai rapidă, dar e cea mai ceată, nu e. Mi s-a pus pata pe locul ăsta, nu știu de ce, dar vreau să rămân aici. Bun. Și începând cu începutul, o să trebuie să-mi punem și noi un chest aici. Aici, hot bar 4, punem și crafting table-ul și mai lăsăm în ce mai avem pe aici, de ce nu mai avem nevoie. Deci iron-ul ăsta o să fie foarte bun, o să fie bun că nu o să avem și noi niște lemn, în care să ne facem un scut. Ok, hai să punem și astea alte pe aici, armor stream ăsta, o chestia nu știu de ce am, dar i-am, ăsta hău, așa, și ne putem face pickaxe de piatră. Perfect. Bun, și acum ne găsești și niște piatră așa la suprafață, că n-ar să sap așa de nebun peste tot. Cu suchet, ce faci pe aici? Mamă, tu acolo. Stai așa, mă, că nu vreau să mă duc mă acolo. Nu am și ceva mai așa, mai pe aproape, pe aici. Ce asta? Uite mă cam. Eh, o dai? Uite mă cam. Paul, aici deja s-au scheleți. Dar ce facem noi aici? Deja cu scheleți de-astea o dăm? Că am doar ce split ăsta de... Mamă! Nu! Nu, mamă, ce m-am speriat de ăsta! Baby zombie! Nu! Fugi! Fugi că te țin picioarele! Fugi că te țin picioarele, că vine nebunia aia după mine! Nu! Hai, bine că a murit! Bine că am murit, că am crezut că mor. Ai, 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 ai. Am crezut că mor. De unde mi-era Rotten Flesh? De ce l-am lăsat în chest? Vai, bă, ce faceți mai aici? N-aveți voi niște pâine, ceva pe undeva, că mor? M-am o inimă jumate. Da, țin și mie niște pâine. Nu mai intru niciodată acolo. Du-te-mi, Doamne, arată că am zis că mor. Dă niște pâine încoace. Doamne, vai. Miraculos am scăpat acolo. Miraculos am scăpat. Așa, și o lopată și cam aia. Cum o idee ar fi, dacă aș găsi ceva iron așa mai pe la suprafață. Dar nu, cea mai bună idee ar fi să găsesc lemn ca să-mi fac un scut. Da, asta ar fi cea mai bună idee, de fapt. Nu să găsesc iron neapărat, ci lemn. Până la urmă, iron-ul, cum îl prăjesc dacă nu am stone? În fine, fac rost de stone la o. Adică, dar am nevoie de iron. Am nevoie de lemn. Așa că, Camila, aproape că se face seara. Hai să mergem mai departe. Să ok, dar de ce am murit singur? Dar lasă că e bună carnea asta. Nu, stai, nu te culca. Nu. Ridică-te înapoi. Așa, bun. Hai să mergem mai departe. Poate găsim zici noi vreo sursă de lemn, nu știu, un miracol, ceva, uite încă o dasă de lavă, un lac dasă de lavă. Doamne ajută, nu știu ce aș putea găsi, că nu se spawnează nimic ce să aibă lemn în deșert până la urmă, adică ce să se spawneze cu lemn, că n-are ce, nu știu ce s-ar putea spawna, că villagerii au numai case de-astea din sandstone, nu știu. Alte sursă de lemn, nu știu, în afară de... uite mă aici, mare sursă de lemn, uite eu nu știam, nu găseam sursă de lemn. Eu, se spawnează aparent pillager outpost-ul, se spawnează și în deșert. M-a salvat, aș putea spune că pillager... Mamă, m-a salvat pillager outpost-ul, dar trebuie să mă întorc acasă că n-am pat. Nu mai puteam face așa ceva. Ok, hai să mergem mai departe, să vedem ce e pe la pillager... Mamă, dar eu mă bucur că am găsit un pillager outpost, dar până la urmă un pillager outpost are și pillager în el. E și cu aia o să fie cam greu să mă bat. Mai ales că suntem pe hard și nimeresc cam bine nebunie. Adică nu prea te
te mai poți feri așa cu una cu două de săgeți. Da, o să fie, o să fie o aventură, piligerii. Ia, e cineva pe acasă? Să sperăm că nu. Vreau, am venit așa de dimineață, peste ei probabil că nici nu s-o fi trezit. Atunci intră așa mai tiptil. A, ba da, ia uite-i. Mamă, trebuie, deci, primul și în primul rând, lemn. Gata, am plecat. Am luat lemn, am luat lemn. Taci că am luat lemn. A, n-am crafting table la mine, nu poți să... Nu, fugi, fugi, nu te mai culca. Uite acolo încă o piramidă. Da, fugi, nu te culca, nu. Nu, că uite vine piligerul ăla după noi. Hai, dă-i, 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 Camila, dă-i. Fugi, fugi până acasă că n-am luat crafting table cu mine și nu vreau să se lemn. O, aoleu, în ce am intrat, mă? Fugi, Camila, fugi că n-am luat. A, și nici aer nu l-am luat pe mine. A, genial. Bun, hai, hai să ne întoarcem acasă, să luăm, să facem scutul ăla, să-l avem cu noi, să ne batem piligerii aia, să luptăm acolo lemnul ăla, că avem nevoie de lemn. Dar bare mai am reușit să iau două bucăți de lemn. Asta e cel mai important. Am reușit să iau două bucăți de lemn cu care să pot să-mi fac un scut. Bun. Și acum, mai luăm aici așa un crafting table, nu știu, într-o casă de aici, un vreau de unde am găsit. Păi, năsrușilor, dați-mi și mie un crafting table, ceva. Uite, așa, perfect. Am să mai am unul acolo în inventar și Camila mea deja s-a culcat. Hai sus, trebuie să mergem. Mamă, ca s-au băgat Camilele astea ca așa un calna și găsit până de șer, care să mă plimb așa cum mă plimb cu Camila și merge așa mai ales pe tematică, că, na, de șer, ale alea mergem cu Camila. E altceva până la urmă, ok? Și am nevoie de o singură bucată de iron care să-mi fac aici un scut. Perfect. Hai zic. Mă, dar ce Dumnezeu te curzi, mă, așa cu tine? Păi noi trebuie să mergem, să ne ducem, să ne întoarcem, să alergăm. Nu avem timp de stat. Ok. No, acum hai înapoi la piligerii aia. Să vedem care e și menul cu ei. Să le luăm lemnul de la Pillager Outpost. Și după aia să ne întoarcem acasă și să ne apucăm de casă. Zic că altceva nu știu ce aș mai putea face. Nu știu, poate să aștept un Wandering Trader, dar na, ce pot să-i fac eu decât să-l aștept. Au? Nu, stai, nu trebuie, nu trebuie să intru un cactus. Dar mi se pare că Camila mânca cactus, nu? Ia, hai să vedem. Ia, doamnă Camila, mănânci cactus? Doamnă, uite că vine după mine dacă țin cactusul. Mănânci dacă-i dau? Da, mă, uite, mănâncă cactus. Aia zic, mănâncă cactus. Ok, mai nevoie acum știu și eu ce mănâncă Camila. Cactus, dar să înțeapă în el. E interesant. De mânca poate să-l mănânce, dar de mers până el nu poate, aparent. Nu știu, avea și-o fi pus dinți de aur și nu o mai înțeapă. Cu Camila stai aici, eu trebuie să mă bag cu nebunii ăștia. Așa, hai, dă-i. Perfect, dă-i și tu, dă-i. Bun, i-am dovedit pe amândoi și mai vreau unul pe aici. Îl pe la acolo. Bun, hai și tu. Perfect, i-am dovedit pe toți. Hai, cum să dai minim. Așa, perfect. Și acum mai fi vreunul pe aici? Iau să-l. Mamă, ce m-a pălit. Bun. Acum, tot lemnul ăsta este al meu. Pasă-l și stileburile astea, că nu știi când ai nevoie de ele. Sunt bune acolo la casa omului. O să iau tot lemnul ăsta acum. Perfect, pare niște ușor că am o mică resursă de lemn acum. Chiar dacă stric pe aici fauna, aia. Nu. Mamă, pai, ce-am zis că moși de data asta? Aoleu. Nisipul ăsta, mă, bă, nisipul ăsta. Și ce periculos e el. Nu, aoleu, am mai venit unul. Hai, dă-i, perfect, și, perfect. Acum putem să luăm tot lemnul ăsta înapoi. Da, am făcut ăștia aici, dar mai bine nu mai făceau, aparent. Încă unul, bă, da, de unde veniți, mă, toți? Bă, bune acum. Hai, zi, gata, i-am dovedit pe toți acum. Sper că nu mai e niciunul și că pot să iau și-o lemnul ăsta liniștit. Într-un final, să plec acasă, liniștit, într-un final, per, mă, dar la mai pe unde o fi? Am lăsat-o de ispeliște pe aici, uite, încă unul, bă, dar de unde veniți, mă, toți? Pai, mamă, și ce, au sincronizat ăștia să tragă în continuu în mine, să se dau așa, la unul, vai, uite, încă unul, nu pot să cred, băi, băiatule, dar de unde veniți, mă, toți? Bă, bune acum, vai, nu, fugi, fugi, mai regenerează-te puțin, nu, uite, mă, ce alergați, măi, bă, ce alergați, mă, așa, da? Mai liniștiți-vă și voi. A tras în el. Așa, și hai. Și tu. Și mai unul. Ok. Stai așa, că vreau să mă regenerez întâi până să mai merg o dată. Bă, lasă-mă. Na, eu am zis și eu că am crossbow ca ei, dar apare n-am. Eu n-am săgeți. Bun. Stai așa, că ar fi o idee să mă și cul, ca să n-avem surprize. După aia să ne întoarcem acolo, să-i dovedim și pe restul. Ne mai regenerăm puțin. Și ar fi o idee să mai fac încă un topor, dar nu mai am piatră. Aia mai vine unul. Ha, mă, bossule, lasă-mă și pe mine pace 2 minute. Pă bune acum. Stai așa că o să vină ăsta, garantat. Dar mai bine mă duc eu să-l bat și după aceea să vin să iau piatră liniștit. Hai, că am făcut treaba, dacă e. Perfect. Și acum hai să mai facem un topor că să se cam strică. Partea proastă e că nu prea avem mâncare. Partea bună e că am găsit lemn. Facem aici unul așa de pe cap sau nu, de lungul acel. Să fiu eu sigur că nu mi se sparge toporul în timp ce mă bat cu ei. Că ia uite-i cât ți-s. Mă, dar de unde veniți, mă, toți? Vai, nu, mai gata, am plecat, vă pup.
Mi-a ajuns. Unde mi-e Camila? Ia uite pe aia. Aho, pa mă, dar Camila mea unde e? Camila, unde ai dus? Mi-au capturat-o ăștia? Ei, Camila, hai că ți-a făcut timpul să plecăm. Camila? Oh, Camila. Ia uite unde s-a dus. Mamă, ce era să pic. Vai. Stați așa, bă, ce hă, vai cât damage dau, nu, fugi, gata, nu mai mă bat cu nimeni, fugi doar fugi, de-aia să măcar să mă mai regenerez puțin, că mila mea n-are nicio treabă, ea doarme. Eu mor, vai, nu, stați așa, bă, să mă mai regenerez și-o puțin, că nu-i corect, dar uite ce vin, dar hopa, mă, ați intrat în priză, ce aveți? Ce m-a pus, mă, să mă pun eu cu piligerii? A, ce eu sunt de piligeri acum? Păi eu trebuia întâi să mă pregătesc înainte să mă bat cu piligeri. Ce-am nebunit să mă bat cu piligerii în ziua 3? Nu, uite, că a rămas doar unul. Perfect. Și ălalt după unde s-a urcat? Ce s-au murit? Erau doi. Ce-a fumă ălalt? Sus acasă? Da, el știe. O, Camila, unde te-ai dus? Normal că a plecat de acolo. De ce ar mai fi stat acolo până la urmă? Băi... Ar fi fost mișto să fie fix acolo la piliger, Camila. Că nu mă mai duceam după aia, o lăsa mamanet. A, unde te-ai dus, mă? Bă, Camila asta-și bate joc de mine? A, uite-o, mă, aici. Hai, Camila, să mergem acasă. Mergem acasă că e jale pe aici. Pare mi-am reușit să mai strâng puțin lemn până au venit ăștia să mă bată, să mă distrugă, ce să mă bată, că m-au terorizat piligerii ăștia. M-au terminat. Ar fi fost o idee să mă urc la templul ăla să-l mai lutez, dar e, cu altă ocazie. O, fi ceva interesant, nu pare. Și hai acasă. Hai acasă că a fost o aventură pe aici. Dar de ce muri iepuri ăștia așa singur, mă? Crossbow-uri. Niște puțin lemn pe aici. Și de fierul ăsta încoace. Ca să ne facem încă un scut. Mereu va fi important un scut. Și nu avem mâncare și cred că va trebui să sacrific haybelurile astea. Chiar dacă am zis eu că nu, că fac eu, că da, eu că fac emeralde, că fac alte dalea, mă, am făcut ceva pâine totuși. E bine. Și ca asta nu, și o să începem de aici asta, să spargem ăsta întâi, că n-am mai facem și puțin nisip așa. Și arată că am dubios totuși treaba asta aici. Dar ar fi o idee să închid Camila asta pe undeva. Dar stai, mă, eu sunt pe hardcore până la urmă. Și eu sunt nebun să încep casa de acum. Eu trebuie să încep alte treburi, mă, dar acum nu casa. Eu trebuie să mă pregătesc, să supraviețuiesc, nu să am unde să stau. Trebuie să am unde să supraviețuiesc, eu trebuie să supraviețuiesc, nu să am unde sta. Și mi-ar trebui niște iron, dar nu știu după unde să iau niște iron. Așa, mai de la prafață, că nu intru eu până cine știe ce mine după iron-ul ăla. Nu, de alta doar că o să mor. Iron-ul s-ar fi găsit până munți. Dar, până la urmă, ăștia sunt munți de deșert și nu știu cât o să găsesc eu așa. Ar trebui să sap în ei și da, așa e. Și ar apune soarele, mă. E periculos rău deșertul ăsta, mă. Că e nisipul ăsta așa plutitor și nu știi cum să mai spargi un bloc, care totul cu tine. Ajungi după aia să fii îngropat în nisip să te sufoci. Mam, ce aici distracția asta, mă? Vai, nu stai că e și un schelet pe acolo. Nu, dar de ce vă spawnați? Nu, gata, am plecat, hopa, gata, băieți. Hopa, că am plecat. Mamă, dar ce precizia de ăsta, nu? Vai, nu, că se face și seara acum. Mă, ce timing au toate. Na, normal că nu mai moare acum. Scheletul ăla normal că nu-i prost să vină și el să ardă. Dar eu sunt mai deștept, că aici mă culc și nu mă mai întorc acolo. N-are niciun sens. Dar trebuie să fac rost de iron cumva de la suprafață, să nu intru foarte mult în mine. Dacă intru în mine, trebuie să mă bat cu mobi. Și înainte de a intra în mine, ca să mă bat cu mobi, ar trebui să am măcar armură full de iron. Și eu am doar un chest plate de gold. Projectile Protection 1. Da. Și nu prea știu cum aș putea găsi așa mai pe la suprafață. Dacă de ce mai bine ar fi să sap eu, să nu mă mai duc așa până mine de-astea deja generate. Că pe aici se spawnează mai mulți mobi, așa când sap eu, sap decât ce am nevoie acolo și nu pun torțe, nu se mai spawnează cine știe ce așa. Ar fi mult mai safe așa. Eu trăiesc hardcore, frate. Eu când joc hardcore, e hardcore. N-am mai jucat hardcore în viața mea până acum, dar îmi dau sufletul acum când joc pentru prima oară hardcore. Doamne ajută să nu pici ăsta cu mine. Și am lăsat acolo niște iron, de-aia mă tot învârt pe aici. Vreau să iau iron-ul ăla și nu știu cum să fac să nu pice nisipul ăsta cu mine. Că de asta mi-e foarte frică. O să pice nisip cu mine. Cum să fac eu să cobor în mina? Asta e întrebarea. Nu știu cum ai reușit, dar hai mă ca să încercăm. Da, am încercat destul aparent. Că deja nu prea mai am pe unde să mă mai duc. La scheleți. Vai, e Enderman-ul ăla acolo și hai că nu m-am uitat la el. Am avut noroc. Aș putea spune. Ok. Păi cred că cea mai bună variantă ar fi să merg așa.
aici, pe sus. Doar la Iron-ul ăla, că doar atâta vreau. Iron-ul ăla. Ce era așa de mult? Eu nu cred. Ai, așa ușor. Trebuie să nu mă dea jos niciun bulangiu de ăsta, că dacă m-a dat jos, până aici mi-a fost. Că n-am nici măcar rugăleatul cu apă la mine să zici că fac un MLG ceva. Dacă mi iese, ești un witch. V-ați găsit, mă, toți aici. Creeperi, scheleți, witch-uri, de-astea, cum zicem, Enderman. De toate, dar parcă prea stă ăsta așa aproape pe aici. Adu-te, bă, și tu mai încolo. Te-am deranjat eu cu ceva? Ăsta e periculos, că poate să dea după mine. Ok, hai, am ajuns. Și Iron-ul ăla unde? Eu dă-l păstă. Lasă-mă în pace. Mamă, dar ce de sărăcie asta? E periculos pe aici. Și n-a fost cea mai bună idee. Să vin. La unde e Iron-ul? Ah, ok, aici. Stai așa să pun lucruri pe aici ca să fiu eu sigur că nu pic. Ok. Ok, una. Nu, pe bune. Vai. Ei, băiatule. Două bucăzare. Mai am acolo pentru două scuturi aparent. Dar mi-a trebuit și pentru niște armură. Slichen, da. Ești pe acolo niște iron. Ar fi ideea să cobor așa ușor pe aici, în muntele ăsta cum ar veni. Uite și cuptru ăsta o să fie bun pentru umbraștul. Dacă o să am pene să-mi fac, nu știu cum aș putea face rost de pene, că nu se spawnează găini până deșert. Ar fi interesant și umbraștul, că avem arheologia aia, chestii noi, dalea. L-am luat, gata, l-am luat și pe ăsta. Avem 5 bucăți de iron, perfect. Mi-am riscat viața pentru astea 5 bucăți de iron. Ok, hai să mergem, sper să nu mă dea jos niciun schelet. Am ieșit cu viață cu 5 bucăți de iron. Bine-s. Mergând mai departe, nu știu unde mai departe, că aș fi vrut să găsesc niște iron. Și până s-a făcut seară am ajuns într-un nou sat, însă aveam efectul de Bad Omen, așa că din greșeală am activat și un raid. Iar în zilele 5 și 6 n-am făcut prea mare lucru. În mare parte m-am plimbat, am mai explorat, am mai minat puțin. Iar în ziua 7 deja m-am pus pe treabă și m-am apucat de o fermă de iron. Umplu și o găleată cu lavă, să am acolo, că nu se știe cum mai prezesc ceva sau ceva de genul. Și e bună la casă o găleată de lavă. Așa, ia te culca, mă. Hai să mergem, că trebuie să plecăm, să explorăm, să te culci. Nu înțeleg care-i faza cu Space. Are un boost, așa, nici ce are. Uite, acolo pe Ligial Outpost-ul și templul ăla trebuie să fie undeva pe aici, pe muntele ăsta, în fine, pe aici, pe undeva. Ok, sper să nu pleci prea departe. Semnul mi-a mai luat acasă, lască de aici. Sper să nu pleci prea departe, cât timp sunt eu pe aici, te rog, așteaptă-mă. Template, nouă eficiență, 2, ok, de asta așa, oase emeralde, interesant, niște sand, încă un template, asta frumos, oase de cal, bine, am breaking 3, nu știu ce să fac cu oase de cai, că n-am unde să găsesc cai, le sunt față, am pus 4, am trudele și pase de cai, nu știu ce fac cu ele, cu armurile astea, channeling, nu știu ce să pune channeling, așa de mult am folosit enchantul ăsta. Ok, hai măcar să luăm și TNT-urile dacă tot e. Așa, și hai înapoi sus. Și acum unde mi-e Camila? Unde s-a mai urcat, mă? Ce faci mai aici? Ai fugit de mine acum, păi ce crezi că nu te prind? Hai să mergem acasă acum. Gata, cu exploratul pe ziua, dar hai să mergem acasă. Ce se întâmplă? Și asta? De ce s-a lăsat ceața asta așa? Ok. Nu știu ce se întâmplă, plouă sau care-i faza? Dar să plouă în deșert? Da. A pur și simplu să fi lăsat doar așa o ceață de asta, fără niciun motiv anume. No, păi și punem asta aici și mai am nevoie de chesturi. Asta e template-urile astea, vreau să le pun aici, deci avem 4 template-uri. Cărți, nu știu ce, TNT-uri, de partea asta încă mai am nevoie, emeralde, alea, ăsta și cam aia e. Nu stai și asta, de caldă aur. De culcan nu pot mă culc, nu știu ce, s-a lăsat ceața asta așa urâtă. Fine. Păi ar fi de să mai spar puțin nisipul ăsta, că ulterior să facem și casa aia. Să spargi nisip, am zis ca și o idee, dar să mai luăm niște cabături, n-am mai zis, că de ăla nu mai avem deloc. Nici acum am pus mă culmă. Da, ar trebui să aduc totul săteanul ăla, dar aș vrea totul să mă culc, să treacă seara asta urâtă. Nu știu ce are de așa necat tot. Eu acum pot? Acum pot. Pe a doua zi tot așa întunecat e? Sau? Ba nu mă, uite că răsare soarele ca lumea de data asta și e luminat tot azi. Bun. Hai să continuăm aici, să spargem sandul ăsta. Da, am făcut puțin nisip, aș putea spune. Revăr, încă mai am puțin de spart acolo, dar hai măcar să punem nisipul ăsta aici, sensorul ăsta aici la prăjit. Cât timp mai stau eu să mai adun nisip. Și în sfârșit am terminat și de curățat zona asta. Sper de mare puțin până acum, până o să pot să duc și săteanul ăla și
și mai avem ceva sand strâns ca să facem casa aia, dar eu nu încep cu ăsta. Nu o să-mi ajungă sandul ăsta. În păcate am nevoie de 4 stacuri pentru un singur stack de sandstone. E ceva. Da, până una alta, aș vrea să încep să delimitez casa. Așa, în partea asta, abar n-am să vină așa, deja nu mai am sandstone. El dă focul să faci aici, dar nu cel mai repede. Cu ceva rău, Camila? E bine, sănătoasă? Auto, cum se uit la mine, cum dă drumul rici. E viață pe Camila asta. Așa. Are parte, nu știu, mai stăm, mai adunăm puțin cobblestone, că mereu am nevoie, o să ai nevoie, că mereu ai nevoie de cobblestone și după aia cred că mă duc să duc săteanul ăla. Astea 12. Păi uite mă, că se face și seara între timp și vreau să pun sandstone ăsta dacă tot e. Să vedem cum facem casa asta. Așa, nu merg puțin în spate, numai că nu mai am cu ce să mai merg în spate. Și unde am pus barca? Barca, unde e barca? Hai mă, pe bune, unde Dumnezeu e? N-ar face alta, sincer să fiu. Da. Avem mult lemn ce-i drept, de-aia fac atâtea bărci. Eu că, mă, dar ce aveți mă voi de trage numai la groapa asta, că am mai omorât doi cu groapa aia. Uitați-vă mă așa. Uite și acum urcați pe aici, veniți la patul ăsta. Vă dau țeapă și vă pun patul aici. Și după aia tu vii în partea asta, așa. Nu mai aveam barcă pentru că era la alălalt barca. Dar nu mai contează. Lasă-mă și tu în pace odată în viață. Stai așa, nu mă, stai. Nu, băi Ange, nu, doi. Mamă, cât ți-s? Nu stai că ăștia-s periculoși. Ăștia sar pe tine. Și vin și repede, memernicii. Oh, dai mă. Hai repede în barcă. Hai din bat în barcă, da? Gata, vă las. Hai că mă curș o boss aici lângă tine. Ce strălucești așa? Lasă că dacă n-ai vrut să dormi, am dormit eu în locul tău. Așa băi ăsta, hai să te ducem și pe tine acum. Deci pe ăla avem acolo în barcă, deci nu o să mai fie așa mare chinuială. După care am și făcut două bărți degeaba, dar hai să-l ducem pe ăsta. Mă, bine că l-am văzut. Hai, zic, nu mai astupas în ceva de mult de clipări ăștia. I-a pus pun continuare la cactusul ăsta, de așa că vreau să mai pun unul. Hai, zic, cel mai înalt cactus. Aș vrea 4 blocuri. Sau câte are? 1, 2, 3, 4, 5 blocuri. Mă, vreau cu cactusul ăsta, e gigantic. Ok, hai să fii și tu gigantic. Bine, tu nu ești gigantic, nasul tău e gigantic, dar asta e altă poveste. Hai, nu să-mi bag în el acum, că toată lumea știe că ai nasul gigantic. Iar acum să te ducem la frații tăi tot cu nasul gigantic. Ce, mă, de ce crezi că eu mai iau după tine? Aia, las, că de-a lucrat acolo, la treabă. Să faci tu ceva cu viața ta. Ce stai numai acolo, dormi, mănânci și atât. Las, să faci tu ceva. Să fii productiv, să produci iron. Nu te mai hâhâi mult. M-am plictisit de hâhâiala ta. A voastră, de fapt, că nu doar tu faci așa. Mai fi noi aici? Acum întorc ăștia singuri bărcile așa. Uite și pe aici și o vă las. Distracție plăcută. Ia și... Am mai făcut puțin... Stai așa că tu nu scapi. Am scapi tu așa cu una, cu două. Vino și tu în barcă dacă ce zic. Hai boss, vino și tu în barcă aici. Ha? Ce zici? Te pui și tu în barcă? Perfect! Uite mă și ultimul sătean. Bun, și am stopat fără să-i mulțesc. Bun, dar până să te duc pe tine, vreau să termin aici schița casei, ca să zic așa. Să vină cu ăsta puțin încoace, cu ăsta în partea asta și nu știu, aici o să fie ceva, nu știu, ceva o să fie. Sau, hai să mai tragem puțin peretele încoace, așa, încă o cameră aici și ar mai merge încă camera, dar puțin mai micuță în partea asta, așa. Și deja nu mai am smooth stone, hai să mai punem aici la părpăjală. Ok, trebuie să vină ceva mai micuț așa, perfect, ca să vină, nu știu, aplecătoare ceva aici, nu știu, o să fie un loc de lucru, habar n-am. Și hai să ducem pe nas mare ăsta, la frații lui acolo, și să așteptăm să mai prezească acolo sandstone-ul ăla și nu știu, poate mai fac un funal și poate mai merge și pe la minat, vedem. Eu uite pe ăștia ce sunt aici la soare, ăștia, ceva sunt toți aici, nu uitați că vi l-am adus și pe ultimul, deci sunteți 5, da? Hai veniți încoace să vă număr. Deci 1, 2, stai, sunt 4 aici și 1 aici. Păi aia sunt mă. Dar eu cum mai ies de aici dacă v-ați strâns toți aici? De pe aici așa. Hai zic. O să trăiți. Dar ar fi o idee să vă dați de aici ca să vă blochezi acolo unde ar trebui să stați voi de fapt. Voi ce... Dânsule, tu ce faci pe aici? Ce prezență.
să-l lovesc pe ăsta fără să mă lovească el pe mine. Întrebarea este, ia stai așa, să pun aici un bloc, așa, bun. Îmi pare rău, soarta cum s-ar spune. Perfect. Avem iron, avem iron. Băi ăștia, credeți-vă și voi mai încolo să vă astup aici asta, să nu mai stați voi pe aici. Hai, du-te și tu, hai, duceți-vă și voi doi. Nu am mai venit unul. Hai, duceți-vă, mă. Bun, hai, doi, nu, hai, da, bă, pe cum? Hai, duceți-vă. Te, mă, de aici. Hai, văzut, mă, așa ceva. Ce faceți, mă, de ce vă, du-te, mă, rădeți-vă. Așa, perfect. Și acum sunt blocați toți acolo și o să-mi producă mie iron. Perfect. Și sper să și meargă ferma asta. Ia, dacă mai sunt puțin pe aici, bine, ce mai vreau să spawneze pe aici, pe nisipul ăsta. Încă n-am pus slaburi. Da, hai să vedem dacă se spawnează un golem. S-a spawnat. Tu Iron Golem, vin aici, dar nu mă poți lovi de acolo, da? Stai așa, să mai urc eu un bloc, ca să fie sigur că nu mă poți lovi. Perfect, așa. Hai, zic, tata, acum avem Iron. Bun, e perfect, e perfect, avem Iron, genial. Iar acum dacă mai iau eu încă 3 chesturi de aici și fac niște hopere la pix 3. Și o să mai am nevoie de încă 2 ca să pun un double chest acolo și să fac slaburi. Am foarte multe că nu mai am nevoie de așa multe. Cred că vin și seara. Uite și Iron Golem-ul, cum s-a spawnat. Perfect. Dă-mi seama, poți să nu poți să pun într-o barcă? Ce sunt curios dacă poți să pun Iron Golem într-o barcă? E slumă mare până la urmă. Nu se poate purca mă ăsta în barcă. Era culmea până la urmă, adică uite cât de mare e. Așa, să punem slaburile astea ca să nu se mai spawneze ăsta pe afară. Auziți, domnul Iron Golem, vă supărați dacă vă spun să vă dați puțin mai încolo? Nu vreți, nu? Păi stați așa, că trebuie să apelăm la forță. Așa. He, altă viață cu fermă de Iron, nu? Altă viață. Aute, 5 Iron. Vai. Păi gata, tata, ne facem imediat full Iron, frumos. Și ne facem și full unelte de Iron, chiar. Aici... Lasă-mă că aici nu se spawnează nimic. Nu pot să pun o floare, nu pot să pun o floare pe nisip. Ok, dar uite că oricum trebuie să mai spargem aici, deci bine că n-am mai făcut încă un slab, inutil. Așa, aud zombie. Exact. Dar și o idee să mă și culc între timp, ca să nu se mai spawneze. Așa. Și acum putem lucra liniștiți. Iar acum o să vină ăsta aici. Uuu, da, morcov. Bun, vezi că e bun morcov ăla. Iar acum dacă mă scuzați puțin pe mine, vreau să intru șop aici. Mamă, ce m-a speriat că n-am știut de ce ard. O să vină un hopper acolo, unul acolo. Vreau să și ies de aici. Un hopper acolo, unul acolo și unde trebuie să vină al treilea. Păi cred că aici. Aici, așa cred. Ok. Și ăla e. Aute, și mi-a rămas fix un slab cât mai aveam nevoie să pun aici. Perfect. Și aute, Iron Golem-ul cum arde. Ehe. Oh, da. Oh, da. Oh, da, tată. Hai zic. Ehe. Avem Iron. Avem Iron infinit. Perfect. E ce trebuie. Acum nu mai am decât să stau puțin AFK pe aici. Și o să-mi fac aici o chestie de asta ca să pot să stau AFK liniștit. E perfect. Cred că cu un zombie ar funcționa și mai bine. Cred că să folosesc nemtegul ăla mai bine îl las așa. Dar e perfect. E perfect. Te rog. Așa, mersi. Și acum sunt puțin AFK ca să vă zic puțin Iron. Hai să vedem cât a produs ferma asta de Iron. Uite, s-a spawnat o pisică pe aici. Hai să vedem ce a făcut ferma asta de Iron. Cât am stat puțin AFK? 7 de Iron. Mamă. Păi știi cât puteam eu pentru Iron ăsta? Mai ales că mi-am făcut și ciubotele astea, pantaloni. Păi zici să mă duc cât... No, frai, pe cât stăteam eu, mă, să strâng tot Iron-ul ăsta din mină. O grămadă, spun eu. Și după ce că stăteam o grămadă, mai și muream. Uite, așa a fost foarte lejer. Am stat, am făcut lejereanu, am stat pe spate, n-am avut nicio treabă. Și uite, ne-am făcut și unelte full de fier. Eu vreau să le țin paste de piatră să se strice în primul rând și uite, mai avem și ceva Iron pentru scuturi. Știu, mai adus puțin Iron acum și mai mult Iron. Perfect, avem Iron pe viață. Azi e cea mai simplă fermă de Iron. Nu măcar nu scrie zombie la ea. E perfect. Pisică, de ce mănânci iepuri? Sau nu dai ori fi murit ei, mă? Dar pare că n-ar avea nimic pisica asta cu ei, în fine. Uite că mai arde încă unul. Mă, la ce mor iepuri ăștia așa? La pisicile astea, ha, barnam. Are și mie câteva bețe, că nu vreau să fac din lemn bețe. Vreau să le strâng așa. Țin cât mai mult de lemnul ăla. Am nevoie de el.
Uite așa. Eu aș putea lăsa blocurile astea, zicem, în cazul în care sunt la mine să fie acolo. Și vreau să mai fac chiar încă două topoare și încă o sabie. Încă un scut de rezervă sau chiar hai mai multe. Pentru că intenționez să mă duc să fac raidul ăla. Aia mă tot stachez atâta. Ar fi o idee să fac raidul ăla. Luăm așa ușor. Nu ne grăbim, luăm ușor. Și uite ce produce aici ferma de iron. Luăm ușor, nu ne grăbim cu el. Că o să fie destul de greu. Mi-ar mai trebui niște blocuri cei drept. Și luăm imediat și niște blocuri. Și hai să consumăm și lopata asta. Uite pe sendul ăsta dacă tot e. Un arc ar fi fost bun. Ar fi fost destul de bun, numai că la un, adică un arc pot să-mi fac, dar n-am săgeți. Și săgeți nu pot să-mi craftez pentru că n-am găini. Singura variantă ar fi de la scheleți. Perfect. S-o duc și lopata asta de piatră. Să băgăm pasta nouă. Bun. Și trebuie să punem și sabia dacă e. Pac. Frumos. Hai, zic, tata, avem iron pe viață acum cu ferma asta. Iar o intrăm în pisici. Au, uite, acum sunt 3. Iar au intrat pisicile astea aici. Interesant totuși că sunt acolo și o să le pot folosi în sensul că sunt la îndemână pisicile astea și pot să le îmblânzez de acolo, direct din groapă. Nu trebuie să mai stau să alerg după ele, asta e ideea. Hai să luăm, nu știu, mai luăm niște cobblestone ca să se ducă și pickaxe-ul ăsta și, nu știu, roporul, habar n-am. Noi aici vedem, ăsta are 9 attack damage și ăsta tot 9 attack damage, mai care attack damage-ul, cel de iron aparent cel de iron are attack speed-ul mai repede. În fine, păi îl folosim și pe ăla de piatră dacă tot e pe acolo, de ce nu până la urmă. Spargem și pickaxe-ul ăsta și după aia mergem să facem raid-ul. De-aia sabia, mama, are doar 6 attack damage și are și attack damage, are și attack speed-ul destul de mare față de topor. Da, deci aparent sabia aia nu prea să merite să fug și noapte. Da, interesantă treaba asta. Bun, iar acum punem ăsta, punem ăsta, 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 ăsta și ăsta. Dar astea nu o să am nevoie, lemnul lasă-l pe aici. Aici o să vină ăsta, unul ăsta aici așa, ăsta așa și ăsta așa. Scuturile aici și ăsta aici, de tot ce nu o să am nevoie așa de mult, astea așa. Ok, pâinea pe 2 și eu zic că sunt destul de pregătit. Mai ales că avem pe aici golden apple-urile astea, nouă golden apple-uri și bun. Pâinea asta hai să luăm chiar cu toată, uite mai sabia asta stricată pe aici. Nu știu ce spleituri ăsta dă și pe ăsta că cine știe. Aia am și 6 săgeți. Și aș vrea totul să-mi fac un arc, nu iau un crossbow, pentru că crossbow-ul ăla se încarcă destul de greu. Așa mai repede iau un arc. Perfect. Și cam atât, am și pat la mine, am mâncare, am tot ce trebuie ca să mă duc să fac raidul ăla. Păi și hai să mergem să-l facem atunci. Hai, let's go. No, și uite satul cu victima. O, 2 are în golemi. Oh, bun. Și deja se bat acolo. Se practică luptele greco-romane deja. Auti sătenii. Ok. Hai, let's go. Sunt pregătit. Sper. Ok, hai. De fapt, de asta nu s-am nevoie. Intrați în casă, intrați în casă. Ok. Intrați-mă în casă. Intrați în casă ca să vă baricadez. Butelie. Nu încoa. Nu știu încoa. E, da. Ia uite ce s-au bătut ăștia pe aici. Nu, omorât un sătean. Vai. Nu. Hai. Stai așa că luați să-i dau cu sabia. Mamă, ce miște. Hai, Iron Golem, te rog, ajută-mă. Ajută-mă, frate. Ajută-mă cu ăsta. Ajută-mă. Oh, perfect. Doamne, am fost la un pas de moarte. Ok, Iron. Bine că am Iron. Nu mă interesează, dăm pickaxe-ul ăsta. Intrați-mă în case. Aici e cineva, nu-i nimeni. Aici, asta... Vai, ce acolo. Nu, stai că stau să mă moare. Stai așa să bag un golden apple. Ok, mamă, dacă mă ajută Iron Golem ăștia. Vai, lasă. Nu, mamă, ce mă ajută Iron Golem. Veniți încoace, fraților, să vă repar. Bă, tu du-te în casă, mă, nu mai bate clopotul. Mamă, 2 diamante. O forță firarul ăsta, bun. Let's go, hai. Ma, ia uite, îmi vin. Iron Golem sunt deja acolo. Yikes. Nu, mamă, fugi. Doar atâta pot spune. Nu, mamă, bă, brutele alea.
Mamă, mi-a omorât un Iron Golem, dar probabil că pe amândoi. Ai, 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 mamă, ai, ai. Băi, e greu, rău raidul ăsta. Mamă, dă-i, stai așa. Băgăm un Golden Apple, încercăm să-l luăm așa ușor. Încercăm să-l luăm așa ușor pe fiecare. O să fie greu cu Vexi. Ăștia dau mult damage. Nu. Plecați. Nu. Ai, 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 ai. Mor singur ăștia? Vai, nu, mai bagă un Golden Apple. Uite să-l iau pe ăsta de aici. Ok, așa, hai mă încoa. Da, normal că nu mai vii acum. Uite Vindicatorul ăla pe acolo. Stai așa, vreau să iau în primul și în primul rând pe ăștia cu topoare. Că ăștia sunt destul de periculoși. O să-i topurul, nu? Da. Hai boss, hai să te ajut pe tine. Ok, ok, și Vindicatorul pe unde? Fai, mamă ce m-a speriat. Ai, 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 ai. Dă-i și fugi acum, dă-i și fugi. Băgăm și un Gheeple. Acum o să mai fie vechi și ăștia care o să moară. Ok, ia uite. Mamă, hai mă, lăsați-mă și voi în pace. Stați așa, băi, nebunilor. Uite că și-au damage. Perfect. Ok. Uite și totem. Perfect. Au, mamă cât damage dă. Pai. Nu. Gata, eu am plecat, am obținut tot ce vreau să obțin. Vă pup. Da, da, vezi să nu. Bun. Hai că a murit și asta. Ok. Mamă, a fost o bătălie crâncenă aici. A fost o bătălie crâncenă. Dar am scăpat. Am scăpat cu viața și avem totem. Bine-s. Avem totem. Perfect. Hai. Și avem chiar două. Bun. Suntem nemuritori. Nici măcar n-am terminat casa de început, dar eu deja am totem. Mamă. A fost o aventură. A fost o aventură, am murit. Era să mor. Da, am scăpat. Am scăpat la mustața, aș putea spune. Ia să lăsăm ceasa asta. Da, am văzut că pe acolo nu mai rezista niciun stătean, din păcate. Da, eu mă bucur că am făcut două toteme. Am făcut două toteme. Eu zic că asta e cel mai important, care să fac totemele astea. Sătenii erau din Domnul Erdogan săteni. Și plus că mai am încă un star la o adică. Dar de ce m-am urcat până pe aici? Nu. Și acum sunt nemuritor. Bine, na, nu vreau să-mi bag joc acum de totemele astea, că până la urmă nu s-o fac chiar așa ușor, dar sunt bune. Sunt bune totemele. Wow, a fost o bătălie extraordinară. A fost ceva. Uite, merge și ferma de fier. Ferma de fier m-a ajutat foarte mult, pentru că am avut armura asta Iron, care m-a ajutat. M-a ajutat foarte mult și mai ales că am putut să mai repar puțin Iron Golemie până să moară. Din păcate au murit, dar m-a ajutat și ei. M-a ajutat și ei foarte mult. Și am totem, frate, am totem. Ce poți să vrei mai mult atât? Uite, și două diamante chiar. Deci îmi pot face un enchanting table acum. Și cel mai important e totem. Și cel mai important e totemul ăla. Astea pe aici așa. Bun, de pichix ăsta o să am nevoie. De lopată. Bun, dar că să nu sunt mai nevoie și nici de casca asta. Perfect. A fost o aventură. O aventură pe cinste. Și eu zic că o meritat pentru două toteme. Eu zic că o meritat tot efortul. Eu nu-i zic urmă iepure ăștia așa. Să o moară pisicile ăștia, nu-mi dau seama. De data s-au dat și piele de iepure. Mai luăm aici o gălătă de lavă ca să mai punem sens pe unul ăla. Prăji și aia. Forță pe toteme. Iau să. A murit, nu? Nu, încă nu a murit. Acum a murit. Uite, așa mor iepurii aparent. Ia așa, acum pe portul ca încă nu. Păi atunci dacă mă portul ca vreau și o să las ăsta aici la prăjit. Să pun carnea și pielea să dă iepure aici și mă duc să mai stau puțin afeca la ferma de Iron. Avem nevoie de niște Iron, că mi-ar prinde bine niște Iron Golem pe aici în zonă și să am așa Iron Golem peste tot unde mă duc. Adică te ajută foarte mult un Iron Golem. E puternic, e dă bine, ce poți să vrei mai mult de la un Iron Golem? Plus că am nevoie și de un Anvil, am nevoie de Iron. A, uite, 31 de bucăți, forță! Deja avem 42 de Iron. E perfect. Ia, și acum am pot culca, încă nu. Păi atunci dacă mă pot culca, vreau și o să las ăsta aici la prăjit, să pun carnea și pielea să dă iepure aici și mă duc să mai stau puțin afeca la ferma de Iron. Avem nevoie de niște Iron, că mi-ar prinde bine niște Iron Golem pe aici pe zonă și să am așa Iron Golem peste tot unde mă duc. Adică te ajută foarte mult un Iron Golem. E puternic, e dă bine, ce poți să vrei mai mult de la un Iron Golem? Plus că am nevoie și de un Anvil, am nevoie de Iron. A, uite, 31 de bucăți, forță! Deja avem 42 de Iron. E perfect. Forță. Deja avem 42 de Iron. E perfect. Iar din ziua 20 nu s-a mai întâmplat foarte multe. Am mai stat puțin afecat la ferma de Iron. După zile viitoare am mai lucrat puțin la casă. Și în sfârșit, în ziua 25, am ajuns la ultimul scop de a construi portalul către Nether. Așa că asta a fost și cu cele 25 de zile. Dacă v-a plăcut, lăsați un like, un subscribe și un comentariu. Iar eu vă aștept la următoarele 25 de zile în deșert.